Maria! Bună dimineața, apostei eu la rost? Bună dimineața, bine v-am regăsit, dăm voie să-ți dau replica dinainte, da, doar cu detalii. vin astăzi, iPhone-urile mai durează un pic. Astăzi aflăm dacă și România este în primul val de lansări sau mai așteptăm un pic undeva pe la începutul A, corect. Și eu care credeam că tu o să vii azi cu iPhone-ul la 14 Lila. Cum ar fi fost? Nu? Nu. Din nu. păcate. Dar zine tu restul. Uh, nu, nu prea se întâmplă așa. La alți producători, uh, telefoanele sunt primite înainte de lansare. Semnezi un, uh, un contract, în ei nu ai voie să le arăți nimănui. Exact, exact. Și în momentul în care se lansează poți. Apple are un alt, uh, un alt stil. Lansarea a fost, din nou, tot uh, o lansare hibridă, adică au avut jurnaliști acolo la sediilor din Cupertino, dar au avut și uh, evenimentul live pe YouTube, care a strâns deja 22 de milioane de vizionări, aproape, puțin peste 21 de milioane, ca să fiu mai corect. Uh, și este o lansare spectaculoasă pentru că o oră și jumătate nu ai timp să te plictisești, uh, foarte uh, alertă și au fost multe produse uh, interesante, plus tranzițiile de pe aceste uh, clipuri de lansare au fost uh, absolut minunate. Hai să le luăm pe rând, aș începe cu iPhone 14 Pro pentru că este cea mai uh, la spune, l-aș numi eu cel mai mare salt de la o generație la alta. Odată pentru că scăpăm în sfârșit de Face ID, acum avem această nu știu, ca un fel de pastilă arată, iar cei de la Apple au numit-o Dynamic Island, Insula dinamică, ar suna emisiunea, <laughs> serios. Uh, dar ce face ea? Uite, în felul următor: uh, în momentul în care primești o notificare pe telefon sau uh, vrei să schimbi anumite setări, practic, din această pilulă, unde avem ascunse camera și senzorul pentru deblocarea feței, uh, pornesc uh, tot felul de animații interesante. Cam ca aici. O să arăt imediat. Au făcut un video foarte drăguț să, să arate această funcție. Deci avem această da, zonă de camere, și ea se extinde în momentul în care vrem să selectăm alte melodie. în momentul în care primim notificare că se conectează căștile, ca să nu mai apară foarte mare pe ecran, în momentul în care avem deblocăm telefonul cu Face ID, când ascultăm mesaje vocale sau când așteptăm să vină taxiul sau mașina pe care am comandat-o, o să ți apară doar acolo în ecran, ca să nu, nu fii nevoit să intri într-o altă aplicație, să vezi să ieși de acolo, ci practic funcționează ca un fel de al doilea ecran am putea spune. Pe partea de camere, iarăși avem un salt important, pentru că pentru prima dată, după foarte mulți ani, camera principală, care este cea de aici, nu mai are 12 megapixel, are 48 de megapixel, o tehnologie quad pixel advanced, care poate să combine mai mulți pixel într-unul singur, să-ți dea o rezoluție foarte bună. Stă foarte bine pe autofocus din testele pe care le-au le făcut și de la Apple. Acum nu știu cât de adevărate sunt, dar am încredere că pozele vor ieși foarte bune de pe un telefon care costă tot 1000 de euro. De acum avem trei opțiuni de, de zoom pentru cameră. Avem ultra-wide, avem wide 2X care este un hibrid din celelalte obiective și 4X din, din camera. Care poate să dea zoom mai mult, care are altă, altă lungime de focal. Avem și uh, iPhone 14, care vine cu același procesor ca pe iPhone 13. Iată, zvonurile au fost adevărate. Uh, nu se face un sal de performanță din acest punct de vedere, dar nu era ca și cum iPhone 13 era foarte lent din punctul ăsta de vedere al procesoarelor, al performanței iPhone are un avans considerabil, sunt cu cel puțin 2 ani înainte față de oricare alt competitor și atunci de ce rost să schimbe procesorul procesorul mai bun și mai puternic este pe varianta Pro, iar pe iPhone 14 care este mai ieftin, păstrează procesorul de anul trecut, care în continuare este foarte bun și foarte rapid. Doar că dispare iPhone 14 mini nu mai există, 13 mini a fost ultimul și s-au gândit Așa. Păi îl facem pe iPhone 14 să fie la mai micu și scoatem o variantă mai mare, iPhone 14 Plus, care vine cu bateria de anul trecut a lui iPhone 13 Pro Max, 6,7 inch, deci ecran mai mare și preț de pornire de 899 de dolari înainte de taxe. Deci, stai, să, stai, stai, să ne, ne lămurim. Yeah, yeah, așa. Să ne ne lămurim, lămurim. Stai repede. puțin. Deci, iPhone 14 este telefonul de dimensiune normală. Este cel pe care îl aveți iPhone 13. Pe îl, iPhone 13. Da. Asta este. Și iPhone 14 Plus este e nou. iPhone 13 Pro Max. E ecranul de acolo, dar nu că îi lipsește camera. Dar dimensiunea? De dimensiune este aceeași Deci este am asta am practic, practic au, au făcut Și culoarea timp. de acolo e alb sau blă? Bă, bă te-ai găsit pe cine să ne întreb serios acum Păi nu, nu, vrem să știm că dacă e blu, S-ar putea să ne pleacă mai mult decât la Uite, putem să e ne blă, uităm aici e uh, Putem să dăm la prețuri Așa, Asta. Uh, Și să ne aici uităm ne uităm la... pe noi Uite, și avem așa Avem uh, Blue. A, avem... uite, ai și bleu, Lila Lila Avem midnight E un negru, un fel de space grey Avem starlight, care este un alb Care bate un pic așa spre auriu uh, Și preferatul meu, din totdeauna Nu cred Product red, da Asta a fost. Am avut și ceas protagret și... Serios? Da. da vezi, dacă Uite, acum la blă, cred că, place ruz, saco, da, cred e, că îmi, vedem, îmi place mai mult. Spre sacou Andrei... Da, asta e, îmi pare rău. Hai să vedem, hai să vedem rapid mai. și culorile hai. la iPhone 14 Pro. E rapid, rapid. Avem două variante și aici. Uh, din fericire, uh, am și o veste bună. Nu s-au scumpit, doar că dolarul a devenit foarte puternic și o să simțim și noi asta s când, Uf, scumpit, cu dolarul. <laughs> Ua, așa, da, zi. când traducem în lei. Bun, avem Deep Purple. Este un, este un mov așa mai închis. Avem Gold, clasic. Uh, avem argintiu sau alb, cred, uh, <laughs> și uh, space black, care este un mai, da. o culoare mai mat. Da, așa. Ales. Avem, și aplicare, avem și Să știi ceasuri. Să știți și avem ceasuri. Avem uh, cel mai scump ceas pe care Apple a făcut. Nu, de fapt nu este ce mai. A mai fost o ediție cu Hermes, parcă. Asta este 800 de dolari uh, și uh, chiar are câteva funcții foarte interesante. E, e mai degrabă dedicat unei anumite nișe uh, atletilor profesioniști are foarte multe funcții, de care noi, oamenii care abia ne ridicăm de pe canapele, nu prea avea nevoie. Bateria ține foarte mult timp, are difuzoare foarte puternice, două chiar la foarte număr. foarte mult timp? Poftim? Ce înseamnă foarte mult păi, timp? Păi, foarte mult timp înseamnă aproape dublu față de un alt CS Apple Watch. Adică patru zile. Nu, ai putea să-l folosești, de exemplu, au, au, au dat ei uh, ace, acest scenariu în care poți să alergi la un Ironman, adică să noți 2-3 uh -huh. km, să, ale, să mergi cu bicicleta peste 100 de km și să și alergi după aceea. Deci ar trebui să te ține suficient de mult timp uh, să-ți ofere în. în tot acest interval măsurarea bătăilor inimii plus GPS foarte uh, precis. Dar ce mi-a ce mi plăcut mie foarte mult e că de acum, de exemplu, are două difuzoare care pot fi activate să sune la 86 de decibel, ceea ce e foarte puternic. Uh, și în momentul în care ești rătăcit prin vreo pădure, pe undeva să prin munte, uh, vei fi auzit de la 300 de metri distanță, ceea ce este, uh -huh. că, uh, sună într-un ritm specific, ceea ce va fi ușor de scos din evidență. Uh, și aș mai vrea să mai vorbesc despre ceva, o funcție foarte import, două funcții foarte importante. Uh, de acum telefonul, dacă este într-o zonă fără semnal, poate să sune prin satelit. Da? Trebuie să, ții, trebuie să îndrepți telefonul la spre cer, îți spune el unde ar putea să fie satelitul, Asta se amistare, conectează co la el foarte, și este foarte, foarte util dacă te afli într-o zonă în care nu are semnal. Dacă ești undeva uh -huh. pe munte, poți să suni pe cineva, poți să trimi și mesaje, deși durează un pic. Uh, uite, cam, cam așa arată. Uh, și, iarăși, o funcție foarte utilă, au măsurat ei din peste un milion de accidente în care iPhone-urile au fost implicate, mă refer aici în mașini uh, uh -huh. sau pe mână, ceasuri, în momentul în care detectează șocuri foarte mari, până la 256 de geuri, telefonul sună automat la serviciul de urgență 112. Foarte nu știu dacă acest serviciu o să fie compatibil cu sistemul din țara noastră, dar, de exemplu, dacă, Doamne ferește, ești implicat într-un accident, telefonul este pus într-un suport sau la tine în buzunar și simte impactul la instant, sună la 112, îți dă vreo 10 secunde sau 15 secunde timp să intervii, da? Am detectat că ești într-un accident, cum te simți, ok sau nu? Bine, asta dacă nu sună înainte mașina care e echipată cu dispozitivul. Da, dar uite Respectiv. Sunt foarte puține, adică realistic vorbind, sunt foarte puține mașini care au acest uh, da, izan. Da, da, Apropo de urgență. funcția asta de apel SOS, nu exista deja așa ceva? Vă amintiți că în, atunci când te afli într-o zonă fără semnal îți apare și mesaj, doar apeluri de urgență. Da, dar s-ar putea să fi foarte departe de um, că tu s-ar putea să nu ai semnal de la un anumit operator și în momentul în care faci un apel de urgență și ești în, în afara zonei de acoperire, telefonul tot, tot se conectează la un releu doar că folosești o altă rețea de la altcineva. Atunci e voie. Dar gândește-te că poate ești foarte departe de un astfel de releu. Ești, nu știu, habar unde ai putea să fii în România. Mm. Da. Ai deja funcții de apel de urgență. Dacă ți-ai apăsat de 5 ori pe... Uh, dacă apeși de 5 ori pe butonul de oprire, se face apelul la automat și ai și alertele astea. Dar astea sunt funcții care sunt disponibile deja pe tot mai multe telefoane. Noutatea este acest apel prin satelit și producătorul mi-a spus că am depășit cu 3 și 20 de secunde. Ne vedem la ora 10. La mulți ani! Mulțumesc. Mulțum.